Ia uite cum stau acolo. S-au dus la urs! Să duc direct după urs, n-au treabă! Pentru asta sunt crescut! Deja, oare vă pune la urs! Gata, stați acolo! Ia uite un pârte! Ai apoi acum! S-a întors din pădure, gata, ha? Gata. Și-au făcut rondul. Alarma falsă. Ia uite, frate, că vine. Haide că se întoarce și ăla. Ăștia sunt cei mai răi de om. Dar și la animal, nu? Ia că s-a scris, încearcă să s-a scris. Dacă aude pe unul cu patră, pe zi, fie noapte, ori, indiferent unde s-ar duce, ei deja simt că acolo e ceva probleme și face orice posibilitate. Mai ales cu unul care, uitați, deci nici pasărea nu are voie să vină în zona. Am văzut că era... un broncan cu un vorb, nu are voie, pur și simplu nu are voie. Da. Ei... Gata. Fain câinii, fain câinii, ce să zic. Acum sunt și după ploaie, că vă dați seama aici de plouă după la ieri, după la 5, așa a început ploaia. Da. Și i-a udat, dar să știți că nu poți să le sperie sărbăticiunii, ursul și lupul, ci adrenalina din câine și curajul lui da. Îl sperie pe lup. Când se duce la el și îl latră și îl mușcă un pic mai mult ca să îl sperie bine. Dar pune gura și pe urs așa, nu? Îl clămpâne. O să vedeți dumneavoastră, vă arătăm noi niște filmări cu ce face ei la urs. Super tare. Nu sunt uriași de tare foarte mare, dar curajul lor... Da, a fost vreunul dintre ei lovit, rupt de urs? A fost. Au ce s-a dus încolo? A văzut ceva? E pădure. Ne-am înconjurat pădure. De ce numai pădure aici? Numai pădure. Dar aici pădurea asta merge până la Săcele. Vă dați seama, până la Săcele, până la cheia pe partea dreaptă. A, deci până la Săcele. Până la Săcele la Brașov.
Deci merge pădure non-stop, aici nu e. E cam ceață, dar se vede destul de bine. Și s-a întâmplat vreodată să atace lupii? Lupii aici? Haită de lupi? Păi și acum, pe toamnă, am dat de ei, dar nu așa să intre în turmă, că ăștia au simțul bun, fiind crescuți numai aici la stână. Ei s-au obișnuit cu terenul și și-au dezvoltat mult simțul ăsta de a deosebi sălbăticiunile. Și aha. I-a simțit, mai deschis. Scuze-mă un pic, dar de ot. Da, că ești. M-a atacat pe la spate. Îi simte, nu? Da, s-au crescut lângă turmă și îi mai bătrâni, că asta e tot secretul la un câine care crește la stână, să ai 2-3 bătrâni buni. Și când ea mai bătrânii, știu situația, trebuie să învețe pe ăștia mici și ei să ia după ei. Când latră la mai bătrân, latră și să dea mai mic. S-au obișnuit după ea bătrâni și deja ei simt. E lup, când e urs, el atacă, îl aleargă, nu stă la discuție, să pregeți. Că ea mai mare și mai greoi, nu se bagă pun să bagă ăștia noștri mai micuți așa, până mărăcini. În coaste, vedeți că nu e locul șez la noi, e numai denivelături, munte. Da, numai dealuri. Dealuri, da. Și munte. Trebuie să alergi. Ales ziua cum e acum ceață, trebuie să-ți castrați numai în picioare, nu trebuie să doarmă, să-ți bage nasul sub coadă ca să nu poată să latre, să nu poată să simtă. Da. Cea mai mare haită de lup, cam de câți lupi așa e format? Eu nu vorbesc de altcineva ce i-a auzit, eu cu ochii mei am văzut patru. Patru lupi. Uh-huh. Am văzut și unu, am văzut și doi, am văzut și cel mai mulți patru. Cei mai mulți patru. Uh-huh. Am văzut și de culoare alb, câteva fire de păr negru așa în el, am văzut și vânăt și roșcați. Aha. De unde au venit, de unde s-au... Aici, în apropiere? Da, noi avem stâna... Am luat vreo 3 km așa de stâna noastră, dar de unde avem acum saivanele și casa, avem stâna la vreo 3 km și ceva așa. Da. Și acum tot așa, suntem înconjurați de pădure și mult mai dificil terenul ca aici, așa, că este și mărăcin, s-a mai împădurit terenurile. Uh-huh. Și acolo, dacă nu ai un câine simțitor și vrenic să latre și să alerge, nu prea faci față. Da. Trebuie să-și facă datoria cățelul. Altfel... Uite, chiar m-ai făcut curios cu ursul, cu dacă zici da, că ai o să vă arăt, o să vă arăt niște filmări. Nu sunt... Dacă stăm aici așa, ăștia o să ne latre toată ziua, că stăm aici lângă ei. Da. Că nu sunt obișnuit, nu i-am dus în sate, nu plecăm cu ei în alte părți, nu... Nu sunt obișnuiți cu alți oameni. Nu sunt obișnuiți cu alți oameni, că nici avem cioban străini, suntem numai noi. Aha. Cu mine, ne ocupăm cu ele și... Și la mașini, latre, nu știe să zice, mașina e un pic și nu trebuie să latre la ea. El latre și la mașini, și la TV, și la motocicletă. Aleargă după ele, sunt... La orice străin. La orice mișcă... Ei își fac datoria. Super! Sunt câini buni! Sunt câini buni, înseamnă! Prezentăm oile noastre. Avem o rasă de oi țigaie belă. Deci nu e nici merinos. Belă, da, am auzit. Țigaie belă, știu că e o rasă... Pentru noi aici apreciază de foarte bine. Crește și bine. Are și lapte. Și merge bine, că nu e câmp. Ai și răunțe iarna să găsească pe câmp, să găsească
pămiriște, porumb și așa, nu mai mănâncă. Acum am avut noroc că am avut ceva șir în toamna asta. Și destul de bine. Hai să mergem aici, să vedem. Aici avem capre, știi? Pusii, puci! Ia ce stai încolo la capre, puci cu el! Sugurielii! Și asta-i carpatine aveți? Numai carpatine. Și avem un țap anglonubian. Nu prea rentează așa bine la noi, fiindcă tot deal aici și la noi și clima e mai friguroasă, mai ploi multe. Deci carpatina se adaptează cel mai bine la frig. Rentează și la ploaie, și la frig, și la căldură, și la mâncarea care e aici. Mărăcini, iarbă, frunză, lăstăriș. Uitați, ceaturi, ceața. O zi de toamnă așa autentică. Da. Anglonubiana e mai mult pentru zone mai calde. Da, și în primul rând anglonubiana e mai mult de șes. Mai mult de șes, corect. Și de tabulate, așa că aici dacă aleargă zilnic. Sugurile, hai na. Be. Aha. Și acolo sunt și oi. A, le dați pe toate în partea aia? Da. Sugurieli. Sper că v-a plăcut, oameni buni, clipul aici de la Pietriceaua. La frații gospodarul. La frații gospodarul, nu? Așa ne știe toată lumea și vrem să ducem marca asta noastră cât mai sus putem. Frații gospodarul, ok. Bine, vă salutăm de aici, de la munte, de la Pietriceaua și numai bine tuturor, sănătate. Vă mai așteptăm la noi. Mai venim, cum să nu. Mulțumesc că m-ați invitat, Doamne ajută. Doamne ajută la toată lumea. Sănătate!